ce-ar schimba concurenta cu numărul 14, Carmen Hriban, din Bacău. Are 17 ani, este balanță ca zodie, elevă la Colegiul Național Pedagogic și acum răspunsul la întrebarea ce-ar schimba dacă ar fi președinte, legislația. În drum spre mare acum, tocmai asta ascultam la radio, că legislația noastră nu ne permite încă să intrăm în spațiul Schengen, așa că sugestia ei ar trebui luată în serios.